Imaginație fără margini pentru contrabandiștii de țigări. Poliția de frontieră Sighetu Marmației a descoperit 2000 de pachete de țigări trecute granița cu drona. Întâmplarea s-a petrecut azi noapte când polițiștii au auzit un zgomot ciudat care venea dinspre frontiera cu Ucraina. Lucrătorii noștri au monitorizat și cercetat zona, identificând traseul aparatului de zbor. Astfel, în apropierea frontierei de stat, pe raza localității Dabolți, județul Satu Mare, au fost descoperite 3 colete ambalate în folie de culoare neagră, care conțineau țigări de proveniență ucraineană. În urma inventarierei celor 3 colete a rezultat cantitatea de 2000 de pachete de țigări de proveniență ucraineană în valoare de 23.400 de lei. Marfă ce a fost ridicată în vederea confiscării, au transmis reprezentanții poliției de frontieră. O jumătate de oră mai târziu, în același punct de trecere a frontierei, polițiștii au observat mai multe persoane care transportau în spate colete voluminoase. Deoarece persoanele în cauză nu s-au supus somațiilor legale prin voce, colegii noștri au tras 4 focuri de avertisment în plan vertical, însă nici de această dată cei în cauză nu s-au oprit și au sărit în apa râului Tisa, întorcându-se în not pe teritoriul statului vecin, au mai declarat oamenii legii. 8 colete cu 4.500 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, abandonate de fugari, au fost descoperite de polițiștii de frontieră. Oamenii legii au demarat deja cercetările pentru infracțiunile de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat.